Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Oldean. Iată că astăzi o avem din nou ca invitată pe doamna doctor Popovici, președintă Asociației Piatra Soarelui. Bună ziua și bine ați revenit la Român24. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, am fost invitată dumneavoastră la o acțiune pe care dumneavoastră ați numit-o de suflet. Este vorba de acea conferință despre beneficiile astrologiei. Eu venisem în armată până în dinți să filmez, să discutăm, să mai că acolo lucrurile au stat cu totul altfel. A fost totuși însă o expunere extrem de interesantă. De unde pasiunea dumneavoastră pentru astrologie? În primul rând, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să fac o corectare a celor ce a spus dumneavoastră. La Asociația Piatra Soarelui, eu nu sunt președintă, sunt medic coordonator. Pentru că altfel aș intra în conflict de interese pentru faptul că sunt președintele Sindicatului Medicilor SINMED a Spitalului Roman. Nu pot fi președintă în două locuri. Sunt medic coordonator, dirijând întreaga activitate acestei asociații. Așa cum știți dumneavoastră, eu am mai multe pasiuni diverse și îmi place extraordinar de mult să-mi diversific activitatea pe care o desfășor. Asociația noastră, fiind o organizație non-profit, ne permite să ne desfășurăm activitatea pe foarte multe planuri. Planuri care, în principiu, au fost prevăzute în statutul asociației și ne permite, în primul rând, serviciile de care ne ocupăm, serviciile de îngrijire la domiciliu, pentru toți pacienții care ne solicită, inclusiv îngrijirile paliative care necesită o specialitate a medicului și a personalului pe care noi o avem. De asemenea, ne preocupă foarte mult asistența socială a pacienților, asistența spirituală, asistența psihologică, iar asociația noastră poate, prin statutul ei, să organizeze conferințe, congrese, diverse întruniri care să aibă ca obiect de studiu creșterea nivelului de educație sanitară a populației sau teme absolut medicale, în care să se strângă fonduri pentru a veni în sprijinul celor care nu își permit să achite aceste servicii pe care le efectuăm. Sau venim în sprijinul copiilor care ne solicită cu plicuri în valoare pe care le putem acorda pentru a le netezi viitorul. Mă refer, știți foarte bine, la... ați fost alături de noi, da, la acea gală deosebită care ați făcut-o pentru absolvenții din anul 2015, șef de promoție. Cum vi s-au părut acei copii? Extraordinar, ați avut o idee extraordinară, chiar toți copiii absolut deosebiți, pot să spun că meritau sprijinul pe care v-ați gândit așa frumos să-l acordăm cu toții cei implicați și prin structura lor sufletească, și prin structura lor sufletească și prin felul lor de a fi și prin felul cum au vorbit acești copii, meritau acest sprijin pe care l-ați acordat, îl meritau cu prisosință. Acum mă gândesc că ar fi interesant de urmărit evoluția lor poate, să termine toate admiterile care sunt și eventual la începutul anului nou, la sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, putem, cred că foarte frumos, să îi prezentați pe fiecare. Revenind la structura asociației noastre, m-ați întrebat de ce astrologia. Ați văzut la conferința noastră de ieri că această astrologie este de fapt o știință. O știință cu care până în prezent nu am venit în contact. Știință, unii spun pseudo-știință. Nu, este o știință. Ați văzut, doamna astrolog Tatiana Popa ne-a explicat că totul este științific, totul se bazează pe calcule matematice și fizice și o ajută foarte mult structura profesională a dumneei de inginer electronist.
Deci nu se poate, este o știință. Noi am apelat la această astrologie pentru că în timpul îngrijirilor acordate pacienților noștri, în cadrul asistenței psihologice și asistenței spirituale, de foarte multe ori am avut discuții referitoare la rostul nostru pe pământ, la ceea ce trebuia să facem, poate și n-am făcut, mă refer la pacienți, sunt foarte mulți care îi îngrijim la sfârșitul vieții. Ei știu ce îi așteaptă, încercăm să le netezim drumul spre trecerea în neființă. Să îi pregătiți un pic sufletește pentru a depăși acest prag. De multe ori, ei încearcă să ne întrebe ce rost au avut pe acest pământ. Sunt mulțumiți și au îndeplinit rostul lor, pleacă mulțumiți, pleacă satisfăcuți sau mai au niște probleme care ar mai trebui puse la punct. Aceste lucruri de multe ori nu le foarte multe. Liniștirea sufletului lui pentru a pleca liniștit. Toate astea le-am învățat la cursul, la atestarea pe care am făcut-o în îngrijiri paliative la Centrul Hospice Casa Speranței Brașov. Deci este tot o știință. Nu numai simple discuții la o cafea sau la un pahar de suc, să spunem, nu. Este într-adevăr o știință și din punct de vedere medical putem dirija toată starea pacientului spre liniștea lui sufletească pentru a putea trece dincolo. Ideea este că sunt foarte multe lucruri pe care pacientul nu îl împărtășește familiei. Familia este și ea nelămurită, nu știe ce se întâmplă, pentru a nu-i supăra. Sunt lucruri de multe ori conflictuale care încercăm să-și găsească o rezolvare spre sfârșitul vieții pentru ca pacientul să plece liniștit, iar cei care rămân să rămână cu problemele rezolvate. Este greu, să știți. Și atunci, pentru a lămuri rostul lui pe pământ sau pentru a-l vedea și pentru aparținători exact structura lui spirituală, am apelat la astrologie. Și în persoana doamnei Tatiana Popa, ați văzut că uitându-te pe astrogramă, plecând de la data nașterii, ziua, luna, anul, ora și locul, poți afla foarte frumos structura spirituală a persoanei, evoluția lui pe pământ, rostul care l-a avut pe pământ și încerci să îl înțelegi mult mai bine, cunoscându-i trăsăturile de caracter. Bun, și înțelegându-l și cu ce îl poți ajuta? Păi el poți ajuta foarte mult, pentru că, de exemplu, vii în fața unui pacient coleric, nervos, agitat, supărat pe toată lumea. Trebuie să vezi care este cauza. Și pe exact, și trebuie să vezi care este cauza lui. Durerea... Dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Prima întrebare a pacientului, mă refer la îngrijirile paliative, prima întrebare este de ce eu? De ce eu? De ce el este cel care trebuie să este în pragul sfârșitului? De ce el? De ce el a făcut tumoarea respectivă? Știți foarte bine, din ce în ce mai mult se vorbește de teoria tumorilor, care ar fi natura cancerului, care ar fi cauza care determină cancerul, de ce nu s-a depistat această cauză până în prezent pentru a i se găsi un tratament care să vindece. Știm foarte bine, tratamentele care sunt în cancer sunt toate citostaticele, au rolul de a opri extinderea tumorală, dar nu vindecă. De ce? S-au constatat atâtea tuberculoza, de exemplu. Tuberculoza când a fost... Este vindecabilă până la 1800 și ceva, când a depistat doctorul Koch, bacilul Koch, tot așa nu se știa care este cauza. Dar gândiți-vă că eram la 1876 și s-a descoperit un microb. Suntem în anul 2015 și nu se poate depista microbul care determină cancerul. Ce deci cancerul să fie determinat și de un microb? Păi poate fi determinat de un microb.
microb poate fi determinat de o stare. Din ce în ce se vorbește mai mult de stres, se vorbește mai mult de energia negativă pe care organismul o acumulează și încearcă să o încapsuleze. De unde organismul această energie negativă? Energia negativă o acumulează din toată activitatea care o depune, din gândurile negative pe care le ai, din stresurile de care nu poți să te eliberezi și toate se acumulează intracerebral. Și atunci, deci este o întreagă teorie. Cine ascultă, dacă nu are o pregătire corespunzătoare, are impresia că bat câmpii, de exemplu. Lucrurile astea le-am învățat la cursurile de Theta Healing. Știți foarte bine că am făcut și acest curs în ianuarie. Theta Healing. Cursul de Theta Healing este absolut un curs deosebit, care încearcă să explice și el existența omului pe pământ, rostul lui pe pământ, și încearcă să ne explice faptul că în fiecare dintre noi se găsește o scânteie divină. Încercând să activăm această scânteie divină, de fapt încercăm să activăm puterea de autovindecare a organismului și gândind numai pozitiv, au fost cazuri care efectiv s-au vindecat. Vedeți? De multe ori se discută despre vindecarea spectaculară a tumorilor prin rugăciune, prin mersul la biserică. Ei, toată lumea spune că sunt cam șarlatani. Nu, nu. Vă spun sigur că nu. Deci trebuie, dacă plecăm de la o idee, ideea aceea trebuie aprofundată prin cursuri. Da? Și atunci, de exemplu, asta a fost prin Theta Healing. Este curs. Noi am făcut prin asociația noastră, putem face cursuri de orice fel, prin profil medical. Am făcut prima parte a acestui curs în ianuarie, urmează să facem partea a doua a cursului în septembrie cu doamna doctor Carmen Pletea de la București. A fost a fost un curs, un regal de curs, deci extraordinar, ne-am simțit cu toții foarte bine. Am avut foarte multe solicitări, că au fost două cursuri, de fapt, pentru prima parte, va veni în septembrie și chiar vă invit să vedeți. Deci este bine să discutăm foarte mult pe natura asta a spiritualității, a spiritului, care, de fapt, rămâne, nu moare, el trece mai departe în neființă, corpul moare, dar spiritul trece mai departe, căutându-și o nouă etapă de evoluție spirituală, paranormal, să spunem, deci în cealaltă existență. Dacă ați văzut și aseară la conferință, doamna astrolog a desenat această spirală, da? Explicând că o parte din unde a hașurat, dacă rețineți, este partea spiritului care a trăit pe moment pe pământ, urmând ulterior trecerea lui în neființă și printr-o etapă superioară trece pe o spirală ascendentă. Rețineți imaginea? Deci sunt lucruri care la prima vedere par că persoana care le vorbește bate câmpii. Nu sunt câmpuri bătute. Sunt realități pe care noi nu le vedem, nu le percepem, nu am fost învățați cu ele, pentru că eu am făcut facultatea cu foarte mult timp în urmă și cursurile urmate cu specialitățile pe care le-am urmat, toate au fost pe ceea ce atingem, pe pacientul pe care îl vedem, îl palpăm, îl investigăm, îl ascultăm și discutăm. Deci totul foarte real, dar pe metoda văzând și făcând. Aici implică pe plan psihic mai mult discuții cu pacientul, discuții la care pot să ni se alăture și psihologii și medicii psihiatri și cei cu care am discutat sunt alături de noi și îmi dau dreptate. Deci evoluția spiritului uman capătă o amploare din ce în ce mai mare și pe lângă ceea ce facem în mod real, deci consultațiile, tratamentele, îngrijirile la domiciliu, palpând, văzând în mod efectiv, cognitiv pacientul, putem discuta și cu el în ceea ce privește spiritul, sufletul lui, astfel încât să încercăm să îl împăcăm cu ceea ce i s-a întâmplat sau cu ceea ce i se va întâmpla mai departe. Se spune de regulă că oamenii bolnavi devin foarte egoiști și răutăcioși. Cum pot interveni
cei de alături de el, cei din familie, ce... Trebuie, nu este absolut deloc este foarte greu. Plăcut este, să ai nu, pe cineva este, este foarte greu să îngrijești un pacient în ultima etapă a vieții. Din cauza aceasta, de foarte mulți sunt împinși în spital și blochează paturile. Este o patologie care nu se vindecă, este o patologie care trebuie mereu supravegheată pentru a nu se complica sau ai trata complicațiile, dar pentru că nu se vindecă, din ce în ce mai mult paturile din spital nu pot fi aglomerate cu acești pacienți. Pentru a scăpa de toată atmosfera din casă și imposibilitatea îngrijirii pacientului, aparținătorii încearcă plasarea lui în diverse secții. De exemplu, noi mergând în spital, știți că pe asociație avem contract de colaborare cu Spitalul Roman și cu Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae, văzând mai mulți pacienți, de exemplu, vă spun, în secția chirurgie sunt destui pacienți cu escare care nu pot fi tratate la domiciliu. Sunt răni care nu se vindecă. Ele apar pe zonele dorsale sau osoase. Faptul că bolnavul stă prea mult timp. Stă prea mult pe spate și apare o erodare a pielii prin presarea lui între planul osos și planul dur al patului. Sunt anumite saltele antiescară care trebuie luate, dar care sunt foarte scumpe. Dar mulți din acești pacienți blochează, de exemplu, paturile de la chirurgie, unde ar putea fi internat un pacient care beneficiază de un tratament chirurgical și să fie vindecat pentru o afecțiune. Vedeți? Deci, astea sunt situațiile și atunci, în familiile respective, atmosfera de multe ori este extrem de apăsătoare. De multe ori, aparținătorii cunosc ceea ce se întâmplă cu pacientul și pacientul își cunoaște boala. Și atunci apare acel egoism care ați spus dumneavoastră, de ce eu? De ce eu trebuie să fiu cel care mor? Am fost bun, am făcut, am dres, am adunat și acum trebuie să lăs totul. Și acum apar a se ușura făcând mici răutăți la da, din celor... bine. Ei, noi intervenim ca un fel de paravan, încercând să vedem ce probleme are persoana respectivă, ce probleme au aparținătorii și încercăm să facem o punte de legătură. Sunt situații mai severe în care pacienții nu știu ce afecțiune au, dar știu foarte bine aparținătorii. Ei sunt disperați, sunt supărați de ceea ce îi se întâmplă pacientului și atunci păstrează o tăcere, o tensiune în casă, iar pacientul, necunoscând ce se întâmplă cu el, nu înțelege de ce toți sunt supărați și atunci se supără și el pe supărarea lor. Ei sunt supărați, dar nu poate să-i spună, știi, tată, mai ai 2 luni de trăit și eu trebuie să fac aia, trebuie să-ți adun ca să te pot îngropa, nu se poate spune așa ceva. Și tata nu înțelege de ce toată lumea plânge când îl vede. Pe urmă își dă el seama într-un final, dar poate seama care și-o dă nu corespunde realității. Sunt situații când numai pacientul știu și aparținătorii, dar nu știe unul de altul că știu acest fapt. Deci, pacientul știe ce afecțiune are, că a discutat și a aflat de la doctor. Aparținătorii au discutat separat cu doctorul, dar ei, aparținătorii cu pacientul, nu au discutat să vadă situația exactă care este. Și atunci, noi spunem, se implementează conspirația tăcerii. Nu discutăm despre boală. Subiect tabu. Subiect tabu. Dar atunci aparținătorul rămâne neîmplinit, neîmpăcat, îl doare sufletul știind că poate rămâne un copil mic care n-are cine să aibă grijă de el, nu poate spune celorlalți aparținători ce boală are ca să nu-i supere. Ceilalți știu ce boală are aparținătorul, dar nu știu că el știe și atunci încearcă să-l menajeze ascunzându-i adevărul. Între cele două tabere, să spunem, se creează un hiatus. Noi trebuie să trecem peste acest hiatus, astfel încât trecerea în neființă să se facă calm, lin, toată lumea să fie într-un fel împlinită, liniștită și să-și accepte destinul. Și aparținătorii și pacientul în cauză. Este foarte greu, să știți. Ceea ce mi s-a părut interesant acolo, am văzut că erau foarte multe doamne, majoritatea
cunoștințe și prieteni de ale dumneavoastră din cele mai diverse domenii. De activitate, da. Și toate, profesori, medici. Da, și toate doamnele au venit știind exact ce așteaptă de la doamna astrolog. Adică au fost persoane absolut interesate de astrologie. Da, am văzut câteva persoane foarte avizate acolo. Da, foarte deci nu au venit numai așa să spunem, știți, îi face Asociația Piatra Soarelui o conferință și hai și mergem și noi să vedem ce vorba. Nu, ei știau toți, ați văzut, toți aveau întrebări, toți au lăsat întrebări, doamna astrolog având bunăvoința de a răspunde gratuit pe o întrebare la fiecare pe astrogramă. Și de asta noi am mers mai departe și am vrut că această... Că aveți o astrogramă foarte complicată. Da, eu sunt o persoană complicată. Într-adevăr, cine mă cunoaște și mă acceptă așa cum sunt, sunt foarte puține persoane. Eu am foarte puțini prieteni, dar care îmi sunt prieteni, restul sunt colaboratori, colegi, persoane cu care lucrez, dar prieteni de suflet am extraordinar de puțini. Pentru că foarte puțini m-au înțeles și mi-au apreciat și mi-au urmărit evoluția. Și au rămas alături de mine și atunci când mi-a fost foarte greu să depășesc anumite momente, știți foarte bine anul trecut, dar am depășit și încercăm mai departe. Referitor la doamna astrolog, am avut bucuria că doamna a acceptat să vină, a acceptat invitația noastră, a acceptat să facă cursuri de astrologie cu noi. Suntem cinci, cel puțin cinci. Dacă cineva dintre cei care ne ascultă doresc, îi rog să se înscrie la asociația noastră. Doamna va veni pentru aceste cursuri. Sunt extraordinar de interesante, dându-ne la sfârșitul cursului, care durează 2 luni, atestat de astrolog. De astrolog. Nu, bineînțeles, de exemplu, eu vreau să fac acest curs. Nu voi începe să fiu astrolog, să citesc astrograme, dar cu siguranță voi înțelege mai bine evoluția pacienților mei, cunoscându-le exact structura lor specifică spirituală. De asemenea, cam din 2 în 2 săptămâni, doamna astrolog va veni la noi la asociație pentru a o pune în fața pacienților care doresc să discute personal cu ea, să răspundă la întrebări sau să îi se facă astrograme. Deci cei care doresc acest lucru îi rog să se adreseze asociației noastre în policlinică, etajul 2, camera 77, un program care se desfășoară dimineața de la 8 până după orele 16 și îi așteptăm pe toți cu mare plăcere. Deci vă rog să mă credeți, sunt lucruri care la prima vedere nu par reale, dar din propria mea experiență vă spun că sunt absolut reale și o mai bună cunoaștere a acestui domeniu îl recomand tuturor celor care au citit mult și care chiar sunt avizați și doresc să-și dezvolte cunoștințele. De ce este, apare această nevoie de a omului în permanență de a se autocunoaște? De a se autocunoaște pentru a putea face mai competent față încercărilor de zi cu zi. Deci, vedeți noastră, în ceea ce se întâmplă acum, în țară, în toate domeniile de activitate, suntem supuși unui stres foarte mare. Dacă suntem pregătiți să depășim acest stres, dacă suntem încurajați, atunci depășim cu mai multă ușurință. Ați văzut, spunea doamna astrolog, sunt zile în care ne simțim foarte bine, sunt zile cu lună plină în care toată ziua este goală, vraiște și bine atunci în zilele cele să nu facem nimica. Deci, și ați văzut, spune, dacă eu vreau să fac ceva care pentru viața mea este capital rezolvarea acelei situații, este bine să cunosc anumite faze ale lunii când voi reuși cu siguranță. Eu nu pot să spun că este foarte real lucrul ăsta, dar dacă eu sunt încurajată și am curajul și deschiderea să mă duc într-o anumită zi să dau un examen,
numai faptul că eu sunt liniștită, nu am stres și pot să mă gândesc, mă concentrez pe subiectele respective, voi reuși cu siguranță. Deci este ca o încurajare, ca o eliberare a stresului, ca o încărcare cu energie pozitivă. Pot foarte bine să pic acel examen, de exemplu, zic. Dar pot să-l iau pentru modul în care mă prezint la examen. Întorcându-ne la meseria noastră de medic, da, și mai ales la această funcție pe care o deține de președinte al sindicatului, da, medicilor, da, și nu numai, că avem afiliați medici care nu lucrează în spital, sunt medicii particulari, număr de 15, care s-au afiliat acestui sindicat datorită organizării foarte bune care o avem, datorită prezenței în comun și prezentării în comun la diverse congrese, și ei s-au afiliat, deci și medicii particulari, privați. Avem și medici privați și medici care lucrează la stat. Aici s-a creat o isterie generală legată de acea decizie a Curții Constituționale de a interzice plicul, acel plic de bani pe care am înțeles medici, de fapt o parte din medici, că nu toți, sunt ramuri care... Vedeți, dumneavoastră, partea cu... Ce, da, se întâmplă acum? Pentru că am văzut o poziție radicală, aceea care susține că o demisie în bloc. Ce? Nu. Cum poate... Nu, am discutat... Demisia în bloc, nu. Este... Nu. Nu putem discuta despre demisie în bloc. Ce o să se întâmple cu demisia în bloc? O să vină niște bani forțați și o să ia medicii două salarii în loc de unul? Pacienții, ce o să se întâmple cu pacienții? O să asistăm la o decimare a populației? Nu. Știți foarte bine că noi am mai discutat de-a lungul timpului despre demisia medicilor. Am discutat astăzi cu președintele Camerei Federative a Medicilor, domnul dr. Victor Eșanu, care ne coordonează întreaga activitate. Noi știți că suntem afiliați la Camera Federativă a Medicilor și prin intermediul dumnealor la cartel Alfa. Și am discutat, a fost foarte amabil și ne-a spus așa: nu se pune problema unei greve în momentul de față, nici a unei demisii în bloc. S-a discutat cu domnul ministru al sănătății, se așteaptă aceste întrevederi între ministru și toți liderii sindicatelor, reprezentanți ai medicilor și a personalului sanitar. Au mare încredere în ceea ce s-a discutat în principiu pentru moment cu domnul ministru și se caută de ambele părți soluții care să rezolve problema salariilor pe o creștere salarială rezonabilă. Rezonabil înseamnă 1000 de euro, ca să auzeam avansată cifra de 1000 de euro înseamnă 4500, nu, este cam mult. Nu o să se poată face față la economie la acești bani. Deci încercăm să fim realiști. Putem cere, putem cere cât de mult, dar nu se poate face față. Ar trebui să ne gândim altfel. Deci, ideea acestui plic și aprobarea ei, recunoașterea ei, este un pic înjositoare pentru medic. Lupta principală e pentru scoaterea medicului din această situație de funcționar public absolut aberant încadrat aici, pentru că da, nu suntem, nu, aici nu, da. Domnule, funcționar public a sunat clopoțelul ora 4, exact, și a plecat. S-a închis, da, 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 sertarul, a închis birou și a plecat. Și dar ce face medicul care operează? Deci îl lasă un pacient. Păi da, nu, îl lasă acolo și pleacă. Vi se pare normal? Nu. Noi nu putem avea statutul de funcționari publici. Nu punem aceasta. Este problema ciubucului doctorilor. Bun. Este înjositor pentru un doctor să ajungi la statutul tău de om cu atâtea studii, cu atâta carte, cu atâta prestanță, să te bucuri că primești 10 lei, 20 de lei, 100 de lei de la cineva.
Problema și necazul a plecat de la doctorii care condiționează actul medical. Nu deci, sunt așa de mult. Nu, dar aceia au făcut în așa fel încât au tras o umbră neagră asupra întregului corp medical. S-a mai pus problema și s-a discutat și cu domnul doctor Arvătescu legiferarea acestei sume. Este corect să se recunoască suma care este, să plătească impozit la stat și atunci totul intră ok. Problema plicului este de ambele părți. Deci, dacă primești, nu primești plicul și îl refuzi pe pacient, de multe ori el este o problemă de conștiință pentru a pacientului pe care eu o întâlnesc, nu este de acum. Este de cel puțin 35 de ani de când eu lucrez. Gândiți-vă că tatăl meu a fost medic și eu am crescut în casă de medici, deci aceeași problemă este de atunci. Dacă omul vine și este mulțumit de ceea ce-i faci și ți-aduce, nu vorbesc de plic, ți-aduce un cadou, ți-aduce o atenție, este bucuria lui de a-ți mulțumi. Respingând acest microcadou, acest cadou, este ca și cum îl jicnești. Ori nu ți-a adus destul, ori nu mai are nicio șansă să vindeci. Și atunci trebuie, de fapt, o discuție cu pacientul. Pacienții să înțeleagă că li se acordă asistența medicală fără niciun fel de problemă și fără a fi condiționat actul medical, iar faptul că toți sunt asigurați la casa de asigurări, casa de asigurări le plătește consultațiile și atunci ei nu mai aici trebuie să vină. Ba da, este o poveste foarte frumoasă. Ei nu sunt obligați să vină cu absolut nimic, pentru că chiar în condiția în care consultația este gratuită, ea de fapt este plătită de casa de asigurări. Deci doctorul oricum câștigă. Haideți să ne gândim la salariul doctorului, dar haideți să ne gândim la sporurile pe care le primește. Știți foarte bine sporurile care sunt în spitalul nostru. De mult, cu tot felul, deci sporul de periclitate, spor de sală de chirurgie, spor de condiții grele de muncă, sporul de vechime, personalul asistenți, spor de noapte, tot spor de condiții de lucru. Deci, practic, se mai scoate un salar. Și atunci este impropriu să vorbim că nu avem bani. Și atunci, ce știm noi? Atunci când am dat și am făcut facultatea, când ne-am înscris pe această linie, eu v-am mai spus și am mai discutat. Și când am depus jurământul, toți am știut că această activitate nu aduce un profit imens. Că nu este un negoț. Și nu este. Și atunci am acceptat acest fapt. Transformându-ne pe parcursul practicării medicinii, asta s-a făcut la o anumită categorie de oameni care de fapt au văzut medicina în scopul de a se îmbogăți. Ceea ce nu corespunde realității. Doamna doctor, din păcate spațiul emisiunii noastre s-a epuizat. Vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Emisiune și vă zic că stimați telespectatori, o zi bună și rămâneți pe Roma 24 online.